La locul accidentului, chiar la ieșirea din mina Gilles Sud, imaginile sunt îngrozitoare. Camionul este răsturnat în noroi pe un podeț construit deasupra benzii care transportă cărbune. Aici te fură de virez într-o parte și o ia într-alta. Trei dintre cei 25 de muncitori care erau în camion nu au avut nicio șansă de supraviețuire. Încă 10 au fost răniți. Dintre aceștia, 8 au fost transportați la spitalele din Motru și Târgu Jiu. Însă 2 în stare mai gravă au fost preluați cu elicopterul și duși direct la spitalul de urgență din Craiova. Angajații de la mine s-au adunat în curte așteptând vești despre colegii implicați în accident. Oamenii s-au plâns de condițiile grele de muncă de la mine și de lipsa siguranței. E greu acum în carieră, e nămolul. Foarte greu, nămolul până la genunche. Și în general condițiile sunt grele în carieră. Foarte greu. La 25 într-o anchetă din asta atât. Și 30 bagă. Ce bine. Păi cum să fie bine? Când le spui, du-te pe jos. Că de la revoluție de atunci le-a luat. Păi cât de vechi sunt. Păi da, n-au frâni, n-au nimic. Accidentul este anchetat de Institutul Teritorial de Muncă Gorj. Echipa TVR Craiova este la locul accidentului, iar colega mea, Claudia Predila, are mai multe informații. Claudia, bună seara! Mai sunt muncitori acolo la această oră? Au primit vreun mesaj de la conducerea complexului? Bun găsit! Chiar în urmă cu puțin timp operațiunea s-a încheiat. Un reprezentant al carierei Gilles Sud a stat de vorbă cu angajații, dar și cu noi cei din presă. Acesta a precizat faptul că tragedia s-a petrecut în momentul în care minerii se întorceau spre cariera Gilles Sud. Aceștia efectuaseră lucrări de mentenanță la un escavator. S-au urcat în camion, iar la intrarea pe un pod, mașina în care aceștia se aflau s-a răsturnat, șoferul este în viață, acesta a fost transportat la spital. Le-a declarat reprezentanților Complexului Energetic Oltenia că mașina i-a ieșit pur și simplu din viteză, iar în acel moment camionul s-a răsturnat. 3 persoane sunt decedate, iar alții mineri sunt răniți. 2 dintre ei au fost preluați cu elicopterele SMURD de aici, de la cariera Gilles Sud, și transportați la Spitalul Județean de Urgență din Craiova, iar ceilalți muncitori care au fost răniți au ajuns la spitalele din Motru și Târgu Jiu. Printre cei decedați este vorba despre conducătorul formației, un electrician, dar și un mecanic. Sunt muncitori foarte tineri, conducătorul ar avea în jur de 40 de ani, iar ceilalți 2 în jur de 20 de ani. Rudele acestora au fost prezente aici la fața locului, familiile sunt răpuse de durere și premierul Nicolae Ciucă este alături de familiile îndoliate și este în permanență la curent cu tot ceea ce se întâmplă aici. A fost o adevărată desfășurare de forțe, polițiști, pompieri, jandarmi, dar și reprezentanții ai ITM Gorj, care fac în continuare verificări pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii acestui cumplit accident.